Noi locuri de muncă și speranța că totul se va schimba în bine odată cu alegerea noului primar sunt motivele care i-au determinat pe giurgiuvenii din cartierul Oinac să meargă la vot încă de la primele ore ale dimineții. Cu ce speranță ați venit la vot? Păi, din 4 în 4 ani trebuie să venim cu noi speranțe, cu noi dorințe și să sperăm că va fi și cu noi împliniri. Spuneți-mi ce așteptări aveți de la noul primar? Să se schimbe fața orașului, să se schimbe fața politicului, să se schimbe totul în bine în orașul ăsta. Ce așteptări aveți de la noul primar? Să fie mai bine. Asta e. Ce să facem cu alte? Să fie mai bine din cât este. Mai bine să fie, eu știu. Ce așteptări aveți de la noul primar? Așteptări. Locuri de muncă, orașul mai curat, mai frumos, cam asta. Nu știu, să vedem. Sperăm să fie mai bine până acum. Speranța de mai bine, în primul rând. Și în al doilea rând, să ne exercităm acest drept. Spuneți-mi ce așteptări aveți de la noul primar. Să învețe din greșelile anterioare și cel mai important să țină promisiunile. Dacă le face și pot fi îndeplinite, să și le țină. La secțiile de votare 40, 41 și 42, la ora 8:30, peste 50 de persoane în fiecare secție își exprimaseră deja dreptul constituțional. O prezență semnificativă a fost înregistrată și la secția numărul 19, unde sunt înregistrați cei mai mulți alegători. Cu ce speranță ați venit la vot? Ca să fie mai bine. Pensii mai mici, mai mari și ne vreți sănătate să fie oameni serioși. Facă treabă. Ce așteptări aveți de la noul primar? Păi dar care e noul primar? Care va fi acela? A, să facă treabă mai bună, cum a făcut și alții, să... așa... să facă frumos în oraș, să... locul de muncă. Secția numărul 19 este amenajată în incinta Direcției de Sănătate Publică. Aici sunt înregistrați pe listă 1887 de persoane cu drept de vot. La ora 9 de dimineață votaseră deja 75 de persoane.